Bună ziua și bine ați venit pe canalul Tarot Adina! Haideți să vedem astăzi, pentru dragii mei nativi din Zodia Berbec, ce mesaje avem de la persoana dumneavoastră dragă pentru dumneavoastră. Și haideți să începem cu primul mesaj. Te rog, nu renunța la mine! Avem două mesaje. Îmi place când mă tachinezi. Nu îmi place tăcerea ta. Deci se contrazice aici. Într-un fel nu îi place că nu comunicați cu dânsul, dar se pare că pe de altă parte îi place că îl tachinați. Nu pot să fiu cu tine. Deci, momentan, e posibil să fie în altă relație și de aceea nu poate fi cu dumneavoastră. Hai să ne facem planuri de viitor. Deci, vede un viitor alături de dumneavoastră, dar, momentan, este blocat în altă relație. Simt că nu te mai gândești la mine. Da, deci simte că dumneavoastră v-ați distanțat și sunteți mai rezervată față de dânsul și se pare că totuși este teamă să nu vă piardă și să nu renunțați de tot la dânsul. Îmi pare rău că m-am purtat urât cu tine. Acum, după ce ați plecat, îi pare rău, dar depinde de dumneavoastră dacă mai doriți să vă întoarceți la dânsul. Am plecat când te-am văzut cu altcineva. S-ar putea să fie doar o scuză, ținând cont de faptul că dânsul are pe altcineva și acum dă vina pe dumneavoastră. Mă gândesc la tine tot timpul. Am nevoie de tine. Haideți să mai vedem un mesaj. Îmi pare rău. Da, deci depinde de dumneavoastră dacă mai doriți să vă împăcați cu această persoană, pentru că se pare că dânsul este deschis la dialog. Haideți să vedem un card din puterea tainică a energiei subtile, sublime, dumnezeiești, nesfârșite a iubirii, să avem un sfat pentru dumneavoastră și avem angajament benefic. Te dedici din toată inima celor mai nobile idealuri ale tale. Vezi că nu focalizează bine. Fiind pe deplin conștientă că iubirea este însăși esența ființei tale. Haideți să vedem mai pe larg ce înseamnă acest angajament benefic. Și ne spune așa, prin încrederea, respectul și iubirea de care dai dovadă față de tot ceea ce reprezinți ca natură dumnezeiască, transmiți mesajul clar că ești gata să realizezi tot ceea ce este necesar pentru a-ți duce la îndeplinire intențiile minunate și întotdeauna benefic orientate. Nu te preocupa niciodată de ceea ce ar putea gândi alții despre tine, căci lumina ta este diferită de a lor și astfel vei inspira poate și pe altcineva să facă din chemarea cea tainică a sufletului său obiectivul devotamentului său. Te deosebești de mulțimea ființelor ignorante prin capacitatea ta de a te angaja cu abnegație în proiectele tale nobile, permițând astfel îndeplinirea promptă a dorințelor și a aspirațiilor tale. Foarte frumos, angajament benefic. Vă mulțumesc pentru atenție și vă aștept cu drag pe viitor. La revedere!